Bună ziua tuturor, iată-ne din nou prezenți în sala de conferințe Sebastian Domozină. Ne pregătim pentru un nou duel extrem de important în play-off-ul Superligii României. După cum bine știți, mâine seară ne vedem în Vulcanul de pe Ion Oblemenco de la ora 21:45. Biletele sunt disponibile, așa cum știți, de foarte mult timp la toate punctele noastre de vânzare tradiționale, magazinul oficial din mall, magazinul mobil din centru, online pe www.bilete.ucv1948.ro. Așadar, vă așteptăm mâine seară, vă recomandăm să nu lăsați totul pe ultima 100 de metri, pentru că știți bine cât de aglomerate sunt casele de bilete de la sala polivalentă. Despre partida cu cei de la CFR Cluj vor vorbi astăzi antrenorul nostru principal, domnul Constantin Gâlcă, și atacantul nostru Iovan Marcovici, urmând ca apoi să puteți să le adresați întrebările dumneavoastră. Mister, bine ați venit în sala de conferință. Cum va fi acest duel cu CFR Cluj? Bună ziua! Ne așteaptă un meci foarte, foarte greu, din punct de vedere pentru că al lotului pe care îl are CFR-ul, un lot cu experiență, cu calitate, unde noi trebuie să știm să gestionăm fiecare moment, fiecare situație și să fim perfecți în apărare, pentru că e foarte important în meciul acesta. Așezarea noastră, să știm în fiecare moment când trebuie să mergem la pressing, când trebuie să închidem spațiile, pentru că, cum am spus înainte, au jucători de calitate individuală bună. Marco, tu cum prefaceți duelul cu CFR Cluj de mâine seară? Bună ziua! Înainte să vorbim despre meci, aș vrea să-mi cer și o scuze față de suporteri pentru reacția pe care am avut-o de la ultimul meci de acasă. A fost o reacție pe care am avut-o din cauza frustrărilor din meci, pentru că am ratat foarte mult. Și cât despre meci, va fi un meci foarte greu. Sper să câștigăm, să luăm cele 3 puncte, să ne menținem în locul lui. Întrebări, vă rog, pentru cei doi. Mister, care e atmosfera după ultimul meci? A fost victorie? Băieții s-au mai relaxat un picuț? Atmosfera la echipă este bună, dar s-au relaxat puțin după meci, dar nu trebuie să relaxeze de acum încolo, trebuie să fim concentrați asupra meciului, pentru că pentru ce am făcut la Sepsi, ne-au felicitat toți, dar acum este alt meci, un meci mult mai greu, cum am spus înainte, cu un lot valoros și cum mă interesează rezultatul. Trebuie să scoatem victorii aproape pe linie pentru a depinde de noi, pentru a prinde locul lui. Să înțeleg că vă interesează mai puțin calitatea jocului și mai mult rezultatul? Am spus, trebuie să fim pragmatici, trebuie să știm în fiecare moment, să recunoaștem momentul jocului, să știm când trebuie să jucăm, când să verticalizăm mai mult și, cum am spus-o și înainte, mă interesează ca aproape toate acțiunile să le finalizăm, pentru că este important pentru echipă. Spuneați că CFR e o echipă grea. Într-adevăr, așa e. E fostă campioană, însă vine după o serie de rezultate slabe. 4-1 cu 1-5 cu Farul, da. 0-1 FCSB. Eu știu că fotbalistul în general și fotbalistul de calitate este orgolios, nu? Și cu siguranță că o să fie alt meci, o să abordeze de în altă manieră meciul cu noi. De aceea, pentru noi o să fie un meci foarte greu. Dar sperăm că la sfârșitul meciului să avem un meci bun, reușit și să câștigăm cele 3 puncte. Vă e teamă de o relaxare a băieților, având în vedere rezultatele celor de la... Nu, pentru că n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Am câștigat un meci. Nimic mai mult. Cum am spus înainte, ne-au felicitat toți. Ok, s-a terminat meciul. Ne-am relaxat a doua zi după meci, dar după aceea trebuie să fim concentrați asupra următorului meci. Aveți și probleme de lot. Iar ultimul care s-a accidentat e chiar Maldonado, omul meciului de la Sepsi. Da, era important pentru noi, atât el și Colici, pentru următoarele meciuri. Dar acum trebuie să ne concentrăm pe ce avem și să găsim soluții pentru
postului. Să înțeleg că nici Colici nu puteți miza pe el, Mitriță nici atât, Screciu. Da, sunt absenți de importanță și absenții importanți pentru noi în meciuri, dar, cum am spus înainte, soluțiile trebuie să le căutăm aici, în lotul nostru, și sper să iau deciziile cele mai bune pentru meciul cu CFR. Veți putea gestiona atât de bine încât Universitatea Craiova să rămână pe locul 2, acolo unde e acum? Noi, și eu încerc și vreau cu, și cu ajutorul lor și cu atitudine și prin jocul pe care îl facem și o să îl demonstrăm în teren, să terminăm pe locul 2. Nu va fi ușor, am spus-o de la început, îmi asum această responsabilitate, dar cu un grup unit, cu idei de joc clare, cu siguranță că putem termina pe locul 2. Mister, mai am o întrebare pentru dumneavoastră, nu e legată de meci, dar e vorba de unul dintre jucătorii Universității Craiova. Olimpiu Moruțan s-a accidentat. Credeți că are în momentul de față Alex Mitriță șanse să ajungă la Euro? Cu siguranță, dacă se recuperează cât mai înainte să prindă meciuri, el a demonstrat-o și în meciurile anterioare că are calitate și în tot ceea ce a făcut până acum în fotbal, că poate și România are nevoie de un jucător ca el. Mulțumesc. Marco, care e atmosfera? Cum sunteți voi după perioada asta? Iată, a venit și victoria. E mai bine în vestiar? E atmosfera mai bună? Atmosfera este bună. La antrenament ne pregătim cât mai bine. Ne gândim la meciul de mâine. Sperăm să nu încercăm 3 puncte, pentru că astea sunt cele mai importante. S-a tot vorbit în ultimul timp de titlu. Că încă mai aveți șanse matematice la titlu. Tu mai speri în titlu? Noi ne gândim la fiecare meci în parte, încercăm să le câștigăm pe toate și la final vedem unde ne clasăm. Marco, ai avut parte de un sezon așa cu evoluții bune, dar în general n-au fost foarte apreciate de cei din tribune. Așa cum ai spus și tu, ți-ai cerut scuze pentru gest. Tu ești mulțumit de randamentul tău de până acum? Asta contează foarte, foarte mult. Eu personal nu sunt mulțumit, pentru că știu că pot mult mai mult. Sper să dau cât mai multe goluri până la finalul sezonului și de la anul să încep mult mai bine sezonul. Practic, povara golului acum cade pe umerii tăi, nefiind nici Colici. Blesa nu a confirmat, sau cel puțin până acum asta ar fi senzația. Cum vezi, eu știu, forța ofensivă, faptul că nu ai nicio concurență atât de mare? Concurența este, pentru că avem mulți jucători foarte buni, și Blesa și Colici, care s-a accidentat din păcate și va reveni cât de curând, dar nu este un jucător, să zic, că nu pune presiune la antrenament. Toți jucăm bine, toți ne antrenăm foarte bine și toți în ofensivă suntem foarte buni și oricine poate să marcheze la fiecare meci. Bătălia asta pentru locul 2 pare să se decidă și cu această etapă. Iată, cum o vezi? O să fie un meci foarte greu, pentru că ei au o perioadă mai proastă și o să vină să câștige la noi. Noi o să ne așteptăm la un meci greu și o să dăm totul pe teren. Sunteți cu ochii și pe farul rapid? Ne gândim la meciul de mâine și după vedem. Mister, calculele au fost întotdeauna. Iată, play-off-ul pentru Universitatea Craiova și în anii trecuți a fost unul lovit așa cu probleme, cu evoluții oscilante. Cum ați reușit, practic, să revitalizați echipa într-un moment important și în fața unui alt moment important? Nu știu, important e că am câștigat primul meci, în primul rând. V-am spus, un joc mai pragmatic, cu idei clare, un joc mai simplu, cu organizare bună defensivă, dar ca să răspund și la o întrebare ce a spus-o lui Marco, eu cred că el pentru echipă în primul rând trebuie să încadreze în jocul echipei, nu neapărat să marcheze el goluri, e binevenit pentru că e atacant, dar eu sunt mulțumit și dacă muncește pentru echipă, dacă dă pase de goluri pentru echipă și echipa termină pe locul 2, eu sunt cel mai bucuros. Vorbim de aceste absențe, vă obligă oarecum să modificați și sistemul de joc? Am spus... În funcție de adversar?
Deocamdată nu. Pe mine mă interesează să avem clar ceea ce jucăm noi. Și atunci, începând de aici, ne gândim și la ce poate, ce probleme ne poate pune adversarul. Dar sper să fiu inspirat în deciziile pe care le iau în meciul următor și să putem câștiga și să avem un randament bun și pe viitor, pentru că victoriile aduc victorii și dau încredere. Victoria de la Sepsi a creat așa o emulație în rândul suporterilor olteni, cel puțin pe rețelele de socializare este o euforie. Acum vine primul meci acasă, vă așteptați la un stadion plin? Eu mă aștept la, cum am spus, din partea echipei mele, în primul rând, să aibă o atitudine foarte bună, un joc bun, care să aducă cele 3 puncte și să creeze o emulație cu suporterii, pentru că o merită. Cum comentați faptul că finanțatorul echipei a lăudat în mod special un jucător, și mă refer la Maldonado? Sunteți de acord cu aceste practici, eu, să zic așa? Nu știu, nu vreau să intru... Fiecare are o opinie, dar pentru mine e important echipa. Pentru că grupul pe care l-ai, poți să te bazezi pe el și poate să dea randament și eu cred că toți trebuie să lăudați, pentru că dacă cei 11 care intră în teren, le-am spus și lor, depinde și de randamentul pe care îl dăm și în antrenament cu toți. Apropo de Maldonado și de accidentarea lui de la ultima fază, credeți că e greșită această decizie a FIFA sau cine a decis cu offside-ul să se ridice fanionul după ce trece faza? Pentru că probabil dacă s-ar fi ridicat în acel moment, n-ar mai fi alergat după minge, nu mai intervenea accidentarea. Dacă e să ne legăm de fiecare detaliu, nu ajungem nicăieri, dar pentru noi a fost importantă această decizie luată ca să se ridice după, să lase faza să continue. Dar astea sunt el, regulile. Ce are el mai exact? Adică la genunchi, la mușchi, la... Nu, are ligamentul. Ligament. Da, e puțin... Ce credeți că ați schimbat în această săptămână și în special la... Nu, dar am spus... Unii analiști spuneau că au văzut echipa mult mai compactă în meciul cu Sepsi. Mai grupată, o echipă scurtă, no, reactivă. Da, normal în... timpul acesta scurt trebuie să ai detalii, ideile clare, să transmiți jucătorilor cât mai repede și am spus că trebuie să fim cât mai simpli în joc, să putem să profităm de calitățile jucătorilor din față, pentru că avem jucătorii în față cu viteză și să ne apărăm cât mai bine și cu toți. Și asta am făcut, am stat compacți, am putut să mergem la pressing împreună și atunci forța echipei și încrederea a crescut. În această săptămână l-ați descoperit pe Costel Gâlcă din lotul universității? E de vreme să spun deocamdată. Nici nu m-am gândit la așa ceva, dar vă spun sincer, mă gândesc numai la ei, numai cum să-i pun în teren ca să poată să dea randament, ca să fie compatibil. Ați ținut prima conferință de presă atunci când ați venit în urmă cu o săptămână, fix în ziua în care ați și semnat. Ați avut o săptămână la dispoziție. Ați găsit aici, la Craiova, tot ceea ce vă așteptați sau a fost peste așteptări? Și mă refer lot, condiții, toate cele. Condițiile sunt peste așteptările mele. Asta e adevărul. Pe ei îi cunoșteam, pe mulți dintre ei, dar una e să-i vezi la televizor și una e să-i vezi zi de zi. Sper să-mi fac o idee clară după acest meci și după meciurile următoare. Cum ați pregătit sau veți pregăti acest meci cu CFR-ul după 4-1 în Giulești sau după 1-5 la Constanța? Adică modelul farului sau modelul... Da, rapidului? Vă înțeleg, dar va fi un meci total diferit, cu siguranță, că
poate nici ei nu o să mai meargă atât de sus să, să presioneze, dau un exemplu și vom vedea în teren ceea ce vor face și ei, dar cu siguranță că noi trebuie să fim compacți, aceeași echipă compactă și idei clare și să fim cât mai clari în atac, fără să ne complicăm foarte mult, pentru că relațiile de joc și să construiesc în timp, nu așa într-o săptămână, două. Cât va conta în bătălia asta pentru locul 2 sau pentru podium, în special faptul că dumneavoastră sunteți antrenor plin la Universitatea Craiova, iar la CFR și la Rapid sunt interimari. Adică nu știu, cum credeți că percep jucătorii? Și... Nu știu, dar cel puțin am spus-o și la prima conferință, domnul Rotaru a demonstrat că își dorește acest loc 2 și de aceea m-a numit imediat. Și atunci, cum am spus, îmi asum aceste jocuri, pentru că era ușor să spun nu, eu nu am cunoscut, nu vin cu gândul de a termina pe locul 2. Și atunci presiunea va fi, bineînțeles, numai pe mine, nu pe jucători. Eu, decât trebuie să le transmit lor ce trebuie să facem și să fim cât mai constanți în jocuri. Birligea, marcatorul a 3 goluri în Giulești, s-a accidentat la Ovidiu, a plecat la Belgrad la recuperare și a venit azi în Craiova. Credeți că după o astfel de accidentare și nefăcând antrenament ar putea juca mâine, ar putea fi arma lor secretă? Tot ce se poate, că s-au mai făcut, nu, au mai fost minuni de asta, era accidentat și a venit și a jucat direct, dar este un jucător foarte bun. Marco, mai mereu ai fost așa nașul clujenilor. Le-ai dat câteva goluri. Eu încerc să fiu nașul tuturor. Încerc să marchez la fiecare meci. Dacă nu, măcar o pasă de gol sau să-mi iau și echipa cum azi mister. Pentru că echipa contează cel mai mult pentru mine. Vorbeai tu de la început că ați avut și acea perioadă mai puțin bună după eliminarea din cupă, eșecul de la București. A atârnat mult în vestiar în acele două săptămâni? Eliminarea din cupă și eșecul de la București. A atârnat mult, vorbesc de moralul, a cântărit mult? Da, pentru că ne doream foarte mult să câștigăm cupa. Ne doream să ajungem cât mai departe, să ajungem în finală, să câștigăm chiar. Și atunci, da, a contat foarte mult, pentru că nu ne așteptam să pierdem acasă cu oțelul. Până la urmă, locul 2 ar salva acest sezon, deși la început se vorbea de un trofeu? În situația care suntem, eu zic că da, va salva acest sezon. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim.